Tuturor. Eu sunt Bianca și bine ați venit la zilele lunii SimDate. Este un joc pe care l-am găsit eu acum ceva vreme și l-am jucat doar cu câțiva dintre băieți, pentru că sunt foarte mulți băieți și creatorul sau creatoarea, nu sunt sigură dacă este o femeie sau un bărbat sau o fată sau un băiat, se numește Practices și a făcut foarte multe jocuri faine. Vreau să mă joc, să încep să mă joc jocurile ei, pentru că le admir și vreau să le fac pe toate. Dar vreau să știu și ce părere aveți voi. Așa că am început cu unul dintre cele mai recente jocuri de ale ei, și acela fiind Lunar Days. Deci, hai să începem! Foarte bine că avem... Deci, am să mă numesc Bibs. Și aici sunt mai multe chestii astea că am pus asta. Okay. Go. Yay. Ah, shit. Ok. O să ne numim Bibs și hai să începem. Este interesant. În fiecare weekend fac o mică plimbare până la librăria locală. Îmi plac foarte mult cărțile, dar nu sunt obsedată după ele. Vin aici pentru o chestie chiar ciudată, pentru un motiv ciudat. De curând am început să văd, să am acest vis în care sunt de una singură și am o carte în mână. Niciun titlu, niciun autor. Este doar o carte cu o copertă verde. Ce ar putea să fie scris înăuntru? O poveste fantastică? Entriuri de jurnal sau nu se știe. Informații despre ceva știință? Sau sunt doar pagini albe? Totuși nu știu. Am visul acela și tot timpul... Am acel vis și se termină tot timpul când deschid cartea. La început am crezut că nu e nimic, dar eventual acest vis a început să mă bântuie. Deci, de asta sunt aici, trecând noșalantă pe lângă rafturile de cărți. Nu e așa că e plictisitor? Arăt ca lin! Everything. Cred că tot ceea ce îmi doresc este ca acest vis să se termine. Ce-a fost asta? Cred că am auzit ceva. Cartea! A venit cumva de aici? E cartea! Stai, e acea carte! Visez cumva? Dar dacă visez... Se va termina când ochii deschid, nu-i așa? Aș putea la fel de bine să mă trezesc, acum presupun. Well, shit! Ce? Ce s-a întâmplat? Unde sunt? Hei! Dă-te la o parte din calea mea! Te rog, scuza-mă, ești bine? Doamne, ce voce a trebuit să-i fac, de ce? Da, sunt ok. Super! Nu m-aș putea ierta dacă aș fi rănit o asemenea doamnă drăguță ca tine. Ce-i cu tipul ăsta? Hei, e acolo! Ups, trebuie să plec! A luat cartea! Hei, așteaptă, aia e a mea! Dă-mi înapoi! Ăla... Tatianian? Ăla-i cum fac copilul dintre Natalia și Bianca, are ochii... gri. Îngheață! Frumoasă încercare! Nu! Oprește-te! Hode! Hei, lasă asta pe noi. Dar... Ce ar trebui să fac? Nici măcar nu știu ce se întâmplă aici. Ce?
Vrei să-l prinzi, nu-i așa? Haide atunci! What the fuck? Oh my god! Nu lăsa să scape! Oh, cine e acolo? S-a terminat jocul, Veon. E bine, m-am mâncat de 8 vieți. Dar cred că am mai primit încă una. Hei! Mulțumesc, ofițer! Nu știam că pot să am încredere în tine. Cum ai... Nu doar sta acolo, du-te după el! Prindeți-mă dacă puteți, rotaților! Mi-a pocnit gâtul, vai de capul meu. Nu știu ce se întâmplă, am uitat complet cât de fain era jocul ăsta. Și eu care am crezut că sunt terminată. Sunteți bine? Da, îți mulțumesc. Wow, chiar mai salvat. Nu menționa. Trebuie să plec. Cu bine. Hei, așteaptă! Cute guy. Știu cine e cute guy. M-am jucat cu el prima oară. E super adorabil. Dar i-am uitat numele. God damn it. L-am pierdut din nou. Dar serios, nu pot să cred că girafa... That giraffe? Ca acea girafă... Actually did something useful today. Se referă la ofițer. Nu pot să cred că mamutul acela a reușit să facă ceva util astăzi. Ești bine? Îmi pare rău. N-am vrut să te tragem după noi într-un loc periculos. Visez cumva, nu-i așa? Ce tu vorbești acolo? Cred că știu ce se întâmplă aici. Ești un călător, nu-i așa? Un călător? Exact. Pot să spun asta după hainele pe care le porți. Nu-mi place unde se duce chestia asta. Ce vrei să spui? Am ajuns aici prin deschiderea unei cărți magice, dar băiatul ăla de mai devreme a luat-o când ne-am răbușit. Deci, sunt prins aici? Nu pot să stau aici, trebuie să mă duc acasă. Te rog, relaxează-te, o să-l prindem și o să-ți dăm înapoi cartea. Până atunci, poți să stai cu noi. Ce? Stai! Tu nu poți să fii serios. Nu putem să o lăsăm stând pe străzi și să doarmă acolo. Dar... În fine. Whatever. Zici că e casă. Man, you know it stays or whatever. Deci, care e numele tău? Beebs. Fine. Al meu e Terence. Te rog, introduce-te și tu. Prezintă-te și tu. Elias. Nu te uita îngrijorată. Cred că cu toții suntem obosiți. Ar trebui să ne întoarcem înapoi, nu-i așa? Îmi place melodia, dar nu cred că voi o puteți auzi, din păcate. Nu pot să recordez cu celălalt program. Partea mai veche? Dar asta e partea a doua. Îmi place muzica. Am să-ți pun muzică pe background, dacă vreți. Elias. Hei, Tera. Ce? De ce suntem încă în oraș? Ar trebui să plecăm. Tu chiar vrei să-l lăsăm pe Venom? Veon? În fine, ce nume complicat are. Dar ce voce am putut să-i fac, doamne? Nu, dar... Ar trebui să ne... axăm asupra hoților și hoților cu bounties mai mari. Bounties sunt, de fapt, misiuni pe care primești bani pe ele. Deci, da, nu știu să le traduc așa că o să le zic doar bounties. Hoți care sunt mai răi, ca Soa. Cine-i Soa? Am uitat complet. Tu chiar crezi că putem să-l prindem?
Vânătorii, foarte mulți vânători, chiar mai mari în liga, în liga decât noi, au reușit să greșească. Ei bine, cineva trebuie să o facă. Nu putem să lăsăm toți hoții să fugă așa ca nebunii. Uită despre asta, Elias. A fost mult timp de când l-am mai văzut. Dumnezeu știe unde e, na? Acum? Engleza se amestecă cu româna. Unde te duci? Mă duc la culcare. My United States or whatever. Nu te îngrijora. Doar fă-te acasă. Tu poți să folosești patul meu. Eu o să dorm pe podea. Serios? Ești chiar sigur de asta? Da. Nu e nimic ca și un rege, dar este cel mai bun ce pot oferi. Este cel mai bun lucru pe care îl pot oferi. Mersi. Ok. Și acum ce facem? Nu aparțin aici. Mă simt atât de pierdută în lumea asta. Iau! Tu! Scuze, n-am vrut să-ți iau asta. Mi-a dat cartea! Trebuie să o ai înapoi ca să ajungi înapoi în lumea ta. Ce? Magia merge doar atunci când este lună plină. But right now the... Dar acum orarul este pe lună nouă. Trebuie să aștepți o lună întreagă până când să pleci, să părăsești acest loc. Stai un pic. Nu te îngrijora, vei fi bine. Orașul ăsta nu e așa de periculos cum era înainte. Cine ești tu? Numele e Veon. Nu, la asta mă refeream. De unde știi toate chestiile astea și despre carte? E o poveste lungă. Nu pot să ți-o spun acum. Locul ăsta nu e deloc safe pentru mine. Nu vine. Sigur, așa. Nu e deloc sigur pentru mine cu toți vânătorii aia aproape. O să ne întâlnim din nou, prințesă. Dar așteaptă! He's not that bad! He's not bad at all! Ok, și acum ce facem? Stai, vreau să văd. Da! Avem toate obiectele. Și avem și tool, super! Ok, deci tipul ăsta Terence, tipul ăsta Venom, capitanul girafă, who the fuck are you? You look cute! Veon, tipul ăsta cu ochi galben, fata asta cu păr magic și... Kitty Cat! L-am jucat și pe el! Dar până atunci eu o să fac un mic tour al acestui loc, pentru că mi se pare... Deci locul ăsta mi se pare genial! Pur și simplu genial! Tu ești tipul ăsta! Omă, că ești atât de adorabil! Ok. Asta e un carusel. Nu știu dacă... Chiar... Îmi pare rău dacă nu puteți să auziți melodia. Este din cauza program... Hei, girafă! Dar probabil este cel mai probabil din cauza programului. Sper că se aude vocea mea. Asta sper că se întâmplă. Alo? Mă aude cineva? Ok, e bine. Tipul ăsta, Kitty Cat. M-am jucat și cu el. Tipul ăsta, plutitor. Center. Și min. Ursul ăsta, morocanos. Mi-aduce aminte de cineva. Și presupun că... Da, Elias și cu Terence. Bun! Eu am să las această parte aici, vreau să-mi spuneți jos în comentarii cu cine ați vrea să fac episodul următor ca și poveste, iar eu vă revăd cât mai curând cu următoarea parte a acestui joc sau cu alte jocuri. Vă pup!